Acest robot, ce poate fi controlat prin telefon de la mii de kilometri distanță, e cel mai bun prieten al animalelor de companie. Le ține ocupate atunci când proprietarii sunt plecați și le lasă chiar și mâncare. Printr-o aplicație, stăpânii pot vedea tot ce face pisica sau câinele în lipsa stăpânilor, fiindcă robotul are încorporată și o cameră video. În momentul în care proprietarii pleacă de acasă și vor totuși să-și urmărească pisicuța, să vadă ce face, pot face prin robotul companie. Nu-l pot controla de la distanță, de oriunde ar fi. La târg, vizitatorii au încercat un program inovator prin care arhitecții concep proiectul unei locuințe în funcție de stimuli transmiși de creierul clienților. Prin tehnologie mediem în relația dintre creier și spațiu și acest e construit de o cască electroencefalogramă pe care o folosim ca să identificăm reacțiile creierului beneficiarilor, clienților noștri de arhitectură, în timp ce ei se uită la imagini cu case, ca să proiectăm o casă exact după gustul și pe mintea lor. Unul din cele mai căutate gadget-uri e încuietoarea pentru care nu e nevoie de cheie. Poate fi deschisă printr-un click din aplicație. Putem oferi acces, trimitem un link, instalează o aplicație free și poate avea acces pe o perioadă determinată. Oamenii sunt încântați de tehnologia care le ușurează viața. Cel mai tare mi s-a părut imprimanta 3D pentru a construi direct o casă de la zero. Ne ducem puțin și în zona de educație, unde avem parteneri care vin cu laboratoare mobile. Este efectiv o cutie de 2x2 metri pătrați, în care ai tot ce este nevoie într-o clasă. În paralel cu târgul Tech Expo de anul acesta, a fost organizat și unul care prezintă soluții pentru locuințele inteligente.